Suma pe care o lansăm este de 3,1 miliarde de euro și în principal este direcționată pentru serviciile de sănătate în ceea ce privește reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatorilor, pentru investiții în infrastructura de cercetare, dezvoltare, comunicație și utilizarea noilor tehnologii, investiții în regenerarea urbană și ne referim aici la orașe mari și mici, apel național, prin care vor fi finanțate servicii sociale, reabilitări locuri de joacă, clădiri abandonate, zone pietonale, parcări, precum și servicii sociale de calitate și reducerea numărului de persoane aflate în risc și excluziune socială prin programul operațional Capital Uman. Acest obiectiv face parte din strategia Guvernului asumată pentru anul 2018, ca în acest an să avem lansate toate cele 23 de miliarde de euro disponibile a fi cheltuite până în anul 2023 și mulțumesc încă o dată colegilor din Guvern.